Gage a spus așa, pe locul întâi sunt eu, da. Apoi familia și apoi relația. Da. De cum există? Când o să devină relația o familie, o să fiu eu, familia și după familia din care provin. Foarte sănătoasă gândire. Da, dar referitor la context vorbește Alexandra. Ce e mai important pentru Gagea? Să stea, să se joace, să defileze, să mai facă el ce a făcut, ce a deranjat-o pe Alexandra? Sau să aibă o relație ok cu ea? Bun. El a greșit într-un fel. A greșit și ea? Primul. De când v-ați împăcat, mă refer. Ok. Tu ai greșit într-un fel, pentru că, nu știu, te-ai ținut de mână cu Virginia, ați râs, ați glumit, ați defilat pe acolo, v-ați jucat. Ea era căzută, supărată, te-a văzut, nu i-a convenit. La câteva zile, ea a făcut un dans cu un băiat de aici din casă, nu Patrick. Da. Poți considera că sunteți chit? Nu. Pe tine nu te deranjează dansul în sine, pe tine te deranjează faptul că ea a făcut o contră, cum spui tu? Da. Atitudinea ei mă deranjează. Dacă tu ai înșela-o pe ea, ai vrea ca ea să te înțeleagă și să te ierte și să treacă peste? Dacă poate să o facă, da, dacă nu. Da, el asta. Am înțeles. Asta dacă poate să o facă, da, dacă nu, nu. Asta. Ce e greșit în asta? Nu e nimic, e foarte normal să înșeli. Felicitări. Da, ai auzit ce a spus doamna Andreea? Da. Se referă că dacă el te-a dacă fi... se întâmplă, da? Dacă s-ar întâmpla. Până la se întâmpla, e... Doamne, total, băi, doamna Andreea, puteți să-i mai explicați și o dată să înțeleagă? Ai tu traducerea. A înțeles. Ideea este că, indiferent de vârstă, Gagea, dacă așa este tiparul respectiv și simte nevoia să-ți întoarcă ceea ce ai făcut, n-are legătură cu maturitatea, cu vârsta, cu... Da, probabil. N-are. Da, am greșit eu. Ține de om, cum este el. Sunt oameni care... Nu știu, și la 60 și ceva de ani, încă și întorc... Da, dar nu sunt eu obligat să suport. Că adică dacă soțul face ceva greșit, soția păi da, întoarce. Da, nu știu, ok. Bine, nu la fel, dar pur și simplu. Să-i arate că este supărată. Adică cumva pare ceva normal. Putea să facă orice altceva. Dar nu exact dar nu ceea ce ai făcut. Dar nu dans, dans cu ce, ridici picioarele pe aici. Și nu cu Anthony, ai spus-o. Păi și s-am spus la un moment dat, da, și fix cu Anthony. Eu cred că tu ai fost mai deranjat că a fost Anthony și nu dans. Eu cred că... Iar ea a fost mai deranjată pentru că a fost Virginia. Adică de ce supărarea ta trebuie să fie mai puternică decât supărarea ei? Dar n-am spus că supărarea mea e mai puternică, nu mai vreau scurt, am spus... Pentru tine clar. Este important ca tu să fii bine? Da. Tu ești important pentru tine? Da. De acord. Ea poate să fie importantă pentru ea? Da. Te pui și în locul ei? Da. Nu, ai spus că nu poți să te pui. Și n-ai face asta niciodată, mi-ai spus mai devreme în cuibușor. L-am întrebat, mă poți înțelege și pe mine, te poți pune în locul meu? Te pot înțelege, dar tu mi-ai dat ca și cum, dar pune-te în locul meu. Nu vreau să mă pun în locul tău, înțelege-te. Gagea. E aceeași situație. Femeia nu are voie să greșească, bărbatul, da? Mirea. Nu cred că am spus asta. Am spus te asta. Întreb? Nu, n-am spus, nu. Nu, te întreb, poate e o părere de-a ta, pentru că sunt foarte mulți bărbați care consideră că ei pot greși pentru că sunt bărbați și femeia trebuie să fie acolo să ierte și să înțeleagă. Nu! Sigur? Da. Ok, dar așa cum ai greșit tu cu Virginia... Dacă cumva am spus chestia asta, nu știu, poate am fost tensionat sau nervos... N-ai spus, te întreb eu. Eu te întreb de la sine putere, te întreb. Nu, greșeli se greșește mereu, se iartă mereu, dar trebuie să fim și atenți. Dar tu ai fost primul care a greșit. Eu nu o consider greșeală, dar... Ok. Dar iubita ta o consideră greșeală. Eu am vrut să explic. A cerut conexiune, a vorbit urât. Nu a zis, bă, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Eu am văzut-o, a dansat, ok. Gagea, tu mai ai sentimente pentru Alexandra? Nu. De când ai spus că nu mai ai de azi? Nu mai iubește, a zis. Bravo. Te-am întrebat în cuibușor, mai ai sentimente? De azi nu. De azi nu. Dacă ți-e trec peste noapte... Uite, bravo. Vreau să-mi treacă. Vrei? Da. Asta nu trebuie să ascunzi adevărul. Nu mai sunt, nu mai vreau să am. Deci ai. Nu am, doamna Andreea. Dar nu vrei să mai ai. Le-am lăsat în cuibușorul iubirii ăla. Au venit după tine. O ele să nu le ai acolo. Când o să termine emisiunea. Te sun eu. O să le o să te sun eu, Alexandra, așteaptă. Nu o să-ți mai răspund, crede-mă pe cuvânt, pentru mă că eu nu mai noaptea. Pot. O să te sun. Vin la tine la poartă și stau acolo, dorm 3 zile până mă primești înapoi. Stai liniștit. Bine.
Alexandra, tu mai ai sentimente pentru Gagea? Doamna Andreea, dacă nu aveam, dau și live pe TikTok, nu se ajungea până aici. Am spus în nenumărate rânduri că da. Îmi era foarte simplu să nu-mi pese ce face, să nu le iau că avea niște greșeli sau deranjuri. Efectiv, să nu-mi pese în adevăratul sens al cuvântului. Face ceva cu oricare din ele și efectiv ar fi trebuit să fiu așa imună, nu, să nu mă trezească nimic. Tocmai de asta le-am făcut și am și reacționat așa, ceea ce îmi pare rău, pentru că le am încă. Din fericire sau din păcate, nu știu cum să o numesc încă, pentru că este prea devreme. Ce e de gând să faci? În momentul de față, nimic. Aștepți să îți treacă ceea ce simți? Aștepți să își schimbe el părerea? Aștept să vezi ce o să se întâmple? Aștept să vezi ce o să simți? În momentul de față chiar nu mai am nicio așteptare de la el să se schimbe sau să facă ceva referitor la mine. Ba din contră, chiar mă aștept să facă de 10 ori mai grav decât ce a făcut, să nu țină cont că eu încă sunt aici și să capi niște, nu știu, răzbunări. Cine Alexandra să facă? Uite, avem aici două dintre ele cu care ar putea singurele. Păi femeile nu au cu cine discuta și nu au cu cine vorbi, trebuie să facă și ele ceva în casă. Asta am spus mai devreme. Da, doar două sunt. Ce facem? Dai vina pe toată lumea. Care sunt cele două? Când se termină Brunea, care sunt cele două? Când se termină Brunea, Roberta îți dă verde și atunci mai stăm de vorbă. Asta e replică luată de tine. Să discute. Liniște. Ce a zis? Eu am vrut ieri, doamna Andreea, să le iau pe fiecare în parte, să le întreb așa, individual pe toate. Care dintre voi sunteți de acord cu un astfel de bărbat sau cu un astfel de comportament? Doar ele. Bine, întreabă-le tu mâine. Vreți să fiți tratate așa? Vă doar ele. Dar nici ca tine n-am vrea, Sebastian, așa? Stai liniștit. Da, nici decât ca tine să iei de față cu toată lumea. Băi, ți se văd alea. Acoperă-te, ai făcut-o de râs. Dar n-are rost. Ce? Da, n-are da. Rost. N-are rost. Iubesc, vorbesc cu Alexandra. Răspundeți voi dacă sunteți de acord. Da, și un bărbat ca Sebastian, vreți fetelor. Hai ca să vedem dacă puteți să ajungeți pe... Vrei să dai în mine și spargi. Nu vreau să dau un tic, dacă tu te desparzi. Dacă nu niciunde. E fix problema mea dacă mă desparzi. Care-i parcursul tău aici în casă? De cine te apropii tu? De cine vrea mușchiul meu? Care-i problema? Sunt obligat. Limbaj. Alexandra, care sunt cele două? Mă refeream la Virginia și la Chris. Altele nu există. Cum, care e problema? Sunt obligat să mă apropii de cineva? Singur aici și am văzut ce așa. Fost, nu te-a și nimeni. O să mă vezi dacă o să mai rămân pe viitor, cum o să fiu. Băi, te-a luat și te-a luat o săptămână, te-a lăsat o săptămână. Lasă vrăjeala. Nu știi ce-i cu viața ta, apoi să vorbești de viața altuia. Ai plâns pe aici, ai intrat în toate depresiile. Te-a luat. Eu cu Alexandra m-am despărțit. De când m-am împăcat. Au fost faze, ne-am certat, ne-am... Băi, omule, tu nu vezi ce faci, tu nu vezi că nu știi ce faci cu ea. Am pus punct e punct. Doamne ferește. Păi ție ți se pare normal ce faci cu o femeie? Da, ce fac? I-am spus în față, nu te mai iubesc, nu mai am sentimente, că ai făcut aia. Păi bun, și atunci de ce tot te bați cu pumnul în piept? Dar nu mă bat cu ce, pumn în piept mă bat? Care mai e parcursul tău aici în casă? De ce vrei să dai în mine? Să te pui, bă, fetelor, cu comportament ca lugația? Păi ce femeie se apropie în momentul de față de tine? Băi, de bărbat care bate o femeie, crede-mă. Eu? Și tu ai dat dovadă de asta. Băi, vezi că asta e insinuare mare. Și tu când dai cu picioarele pe aici, nu mai faci treburi de astea. Păi nu, uite, fac, e părerea mea. Dacă o luăm pe crize de nervi și tu ai lăsat aici. Ai luat paharul, ai luat-o pe Alexandra, ai lovit-o cu camera roșie. Am lovit-o, ăla ai lovit Robi. Acum să veniți să zici. Nu, cine se uită? N-ai zis că ai vrut să te păr să o duci în camera. Dacă vrei să creăm insinuarea. Cum vrei să scoți în evidență treaba asta, cine se uită la televizor și vede treaba asta și bă, dacă el e filmat și își permite lucruri de astea, înseamnă că în afară dar mai că nu sunt cazuri. Hai să nu mai aruncăm cu de-astea. Eu am mai zis. Păi ok, eu știu, știu ce spui. Ok, nu e ok, nu e ok. Ascultă. Și n-am dat în Alexandra, doar e am clar, atenționat. E clar că voi nu vă suportați. Păi da. Bă, puteți măcar să demonstrați că aveți atât gram de inteligență încât să vă legați de treburi care sunt în casă. Ești sigur, Gagea? Da. Deci doar pentru că tu nu te înțelegi cu băiatul care a dansat... Nu, n-are treaba asta. Sunt dezamăgit de comportamentul ei. Putea să fie și regele României, nu mă interesa. Mie mi-ai supliniat cu Ibușor. Fix Anthony. Cum ți-am spus?
Tu mai știi cum ți-am spus? Am spus după ți-am spus. Și fix Anthony, cu care eu nu mă înțeleg aici și vrei tu să-mi faci mie contre. Putea să fie o dacă făceai, nu știu, cu Moldo, nu aveam nicio treabă, înțelegeam. Doar cu atât mai mult te-a deranjat. Îi dai lui satisfacție după să vină, am dansat cu ea, nu știu și acum tu ce faci? Uite, eu nu mă gândesc la asta. Vezi? Uite, eu mă gândesc. La tine și la noi. Eu mă gândesc. Cris a mai interacționat cu Gagea. Așa, cred, zilele trecute. Nu, până astăzi. Asta știu că a fost în grădină, dar până astăzi. Da. Da? Da, mi-a spus și ea. Nu, ieri am fost, am gătit, am mâncat la mamă, am vorbit despre ea. Da. I-am zis ce... Eu nu am spus sub altă formă. Eu i-am zis lui Gagea, mi-a explicat că eu înțeleg și pe Alexandra, i-am zis când consider eu că a greșit el. Dar ai spus-o cumva pe un ton deranjat. Doar ele două. Da, doar ele două. Ar putea să facă asta. Ar putea să interacționeze. Dar și cum ar face ceva greșit. Ca și cum Gagea ar fi